Bună dimineața, prieteni mei, ce mai faceți? Sunt aici alături de Maria Negoiță, care mă filmează, și alături de Andrei, care e pe undeva prin casă, nu știu exact unde. Și astăzi o să fac pentru prima dată la mine pe canal Urmăritorii îmi controlează viața. E ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp să fac. Știu că toată lumea a făcut deja asta, dar eu nu, așa că astăzi o să o facem. Mi se pare foarte tare ideea să lași pe cineva să-ți controleze absolut fiecare acțiune. Eu sunt o persoană care ia decizii foarte greu, deci mă hotărăsc extrem de greu legătură cu orice. Și cred că acest challenge îmi va ușura foarte tare ziua. Prima postare pe care voi pune astăzi pe Instagram, pe story, din care voi urmăritorii mei să alegeți, este dacă să mergem la mare sau la piscină. Ce zici, Negoiță, unde vrei să mergem? Mai eu vreau la piscină, sincer. La piscină? Ok, prieteni, am postat story-ul, deja lumea începe să voteze. Majoritatea voturilor sunt pentru mare momentan, dar vom vedea dacă vor rămâne așa. Și să trecem la următorul story până se hotărăște lumea ce vrea să facem astăzi. Andrei este în spatele camerei, în sfârșit l-am găsit. Nu mai e prin casă, e aici cu noi. Salutare, Andrei. Yo, yo, yo. Iar următorul story va fi ce costum de baie să aleg. Uite, am pregătit deja costumele. Între acestea două, sincer să fiu, mie îmi place mai mult cel roz, dar să vedem ce va vota mulțimea, pentru că astăzi vom face ce votează mulțimea, nu ce-mi doresc eu. Și hai să vedem ce s-a răspuns la poll până acum. Ok, prieteni, la un vot aproape egal, diferență de 2%, din păcate s-a ales costumul albastru. Oh my god. Așa că ne vom pune costumul albastru, nu avem ce să facem, ne supunem și să mergem la plajă. Prieteni, am ajuns și noi la mare, mi-am pus costumul albastru, după cum puteți observa. Și bate cam tare vântul, așa că aș vrea să-mi fac ceva la păr. Dar nu prea îmi place să mi-l țin în coadă, pentru că atunci când mi-l țin în coadă tot îmi vine în față. Așa că am pus un poll pe story ca să votați dacă să-mi fac două condiții împlite sau să-mi țin părul desfăcut. Sper să votați condițiile, pentru că, după cum am mai spus, bate foarte tare vântul și mi-ar fi foarte greu să stau cu părul desfăcut. Haideți să vedem cât de miloși ați fost cu mine. Ok, clar condițiile o să câștige, pentru că deja am foarte multe voturi pentru ele. Am 63% voturi pentru codițe și restul pentru părul de suc, așa că haideți să ne facem niște codițe, spun, și vă mulțumesc foarte mult că ați votat asta. Prieteni, acesta este look-ul complet, este ceva modern, am o codiță în spate, o codiță în față. Ce părere ai, Andrei? Frizură în stil Kennedy, aici la salon Dani Costi. Inspirație K-pop. Sper că vă place, că așa o să rămân. Este prima dată în viața mea când îmi fac două codițe de genul ăsta și eu zic că au ieșit super drăguțe. Hai să vă uitați și la spate. Oh, da, 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 super frumos, da, 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 da. Vă mulțumesc din nou că ați ales această variantă, pentru că, după cum vedeți, bate foarte tare vântul, uitați-vă la balurile astea. Și cred că următorul poll va fi legat chiar de valuri, anume dacă să stăm, să ne bronzăm la mal sau să intrăm în apă, să ne luptăm cu valurile ca niște femei puternice ce suntem. Mă rog, femei puternice și Andrei. Bine, prieteni, să votați neapărat la poll și o să vă arăt rezultatul. Am postat polul dacă să stăm pe șezlong să ne bronzăm sau să intrăm în apă și o majoritate de 93% a votat să intrăm în apă. Vezi că poate îmi pierd GoPro în valurile astea, că trebuie să-mi cumpere altul. Tu nu intri cu noi în apă? Ba, o să intru și eu, da. Acum? Da. Super, hai să intrăm în apă. Yes! Prieteni, suntem în apă pentru că așa mi-ați spus. Cel mai probabil vă gândeați, haideți să eu facem Ioane, să o băgăm în apă, pentru că ea e o fată din aia pițipoancă care când vine la plajă nu se balcă în apă, dar jokes on you! M-am născut pregătită pentru acest moment, mi-am luat colacul cu mine, pentru că mi se pare mult mai distractiv, nu pentru că nu știu să not, chiar știu să not, să știți. Nu, chiar nu știe să noate, are 8 ani și nu știe să noate. Ba, știu să not foarte bine, am făcut să not de când aveam 3 ani. Adică de 5 ani. Fraților, să vă uitați pe canalul meu de YouTube, pentru că filmez, o enervez pe Ioana 24 de ore și am răsturnat-o cu colacul, a fost mare, mare nebunie. Ce ea? Nu e ăsta vlogul că o enervez pe Ioana, asta e vlogul o film. Mai vine unul mai mare! O să facem Ioana le enervează pe Andrei pentru 24 de ore. Niciodată, asta e vlogul meu. Prieteni, suntem de ceva timp la mare și cred că este momentul să luăm o mică gustărică. Voi ce credeți, Andrei? Tu ce crezi? Sunt de aceeași părere cu tine, normal, ca de obicei, viața mea. Așa că o să pun chiar acum un poll pe story să vedem dacă voi ați prefera să mâncăm un Mentos sau un Chupa Chups. Avem aici story-ul și o să-l postez chiar acum. Cere să fiu, cred că o să le mâncăm pe ambele, chiar dacă votați voi ori una, ori alta. Le-am chiar aici. Bine, de fapt, am o plasă întreagă plină de ele. Ia uitați-vă aici, nebunilor! Indiferent de ce să alegeți,
eu o să rămân cu amândouă, dar am spus așa de politese să vă și întreb. Până se votează, eu zic să ne jucăm un joc, ce zice Andrei? Ce joc, Ioana? Mă bucur că ai întrebat. Ei bine, astăzi, nu știu de ce, dar am avut această chemare nebună de a-mi aduce globul pământesc la mare. Am zis să fiu și eu Olga, dacă tot am apărut la ea în emisiune. Apropo de Olga și de călătorii, îmi pare rău că ți s-a anulat călătoria în Italia. Cu carantina asta și cu virusul au anulat foarte multe călătorii. Dar, e bine că putem încă să călătorim în mod imaginar și digital, nu-i așa? Așa că acum o să călătorim și noi cu acest glob pământesc, eu spun. Să ne jucăm un joc de spin the globe, care tot ce trebuie să faci este să înverzi globul și pe ce țară ți se oprește degetul, trebuie să spui ce-i face dacă ai fi blocat în țara aia timp de o lună. Pot să încep eu? O să-l învârtim mai așa, mai gentil, uite așa. Și pun degetul, da? Da. Hai, stop. Nu m-am uitat. Statele Unite ale Americii, mai exact San Francisco. Băi, n-am fost niciodată în Statele Unite ale Americii, mi-aș dori să merg. Ce aș face dacă aș rămâne blocat în America? Ai devenit președinte, iată. Da. Am văzut piesa Coco, am văzut ce costum frumos am avut, de Trump așa direct. Băi, nu știu ce aș face, chiar nu știu ce aș face. Sunt multe chestii de făcut în America, în San Francisco, nu știu cât de multe chestii sunt de făcut. Știu că acolo a filmat Andra Gogan o piesă. Tu ce ai face în San Francisco? Aș mânca niște clătite de ale lor, pancakes, pentru că eu am fost în America și a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea, mai ales micul dejun. Deci restul mâncării chiar nu mi-a plăcut, dar micul dejun american este cel mai bun mic dejun din lume. Aș mânca în fiecare zi mic dejun, dimineața, la prânz și seara. Oceanul Pacific. Ce aș face dacă aș naviga pe ocean timp de o lună? Cel mai probabil m-aș ruga, pentru că mi-e frică de apă. Adică, evident, nu de apa asta de la mare, dar mi-e frică de apă adâncă și de rechin și tot ce înseamnă pești. Cred că pur și simplu aș sta închisă în cabina mea și aș aștepta să se termine și aș încerca pe cât posibil să nu mi se facă rău. Tu ce-i face? Băi, nu cred că aș putea să rezist sincer o lună pe un Oceanul Pacific. Nu cred, nu știu. Adică nu mi-e foarte rău de mare, dar n-aș putea o lună. Bine, dar hai să mai învăr toate, pentru că n-a fost teoretic o țară, nu-i așa? Ia să vedem. Iarăși Oceanul Pacific, ăsta e un semn. Sper că nu e un semn că o să trească să merg acolo în curând. Poate înseamnă că am fost sirenă într-o altă viață. Kazakhstan! Ce ai face în Kazakhstan? Nu știu, n-am fost niciodată în Kazakhstan. Cel mai probabil aș încerca mâncările locale, m-aș plimba, aș vizita ceva, obiective turistice. Nu știu nimic despre această țară. Tu știi ceva despre această țară? Kazakhstan, din câte știu, a fost parte din Uniunea Sovietică, așa e, am dreptate. Dar nu știu ce aș face în Kazakhstan, probabil aș... Da, vloguri, aș face vloguri din Kazakhstan. Oricum, este un joc foarte distractiv, puteți să încercați și voi. De asemenea, mai există o modalitate prin care puteți să jucați acest joc. Mentos și Chupa Chups au organizat un concurs prin care puteți câștiga premii foarte tari, doar dacă faceți o achiziție de minim 5 lei. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți bonul pe platforma www.călătoriedulce.ro, aveți chiar aici, și să vă jucați în platformă rotind globul. Dacă atunci când rotiți globul, destinația în care ați ajuns este câștigătoare, veți putea câștiga unul dintre premiile zilnice, EMAG, de către 100 de lei, sau dacă strângeți mai multe bonuri, puteți câștiga unul din premiile săptămânale, un Xbox One S sau marele premiu în valoare de 5.000 de lei. Totul depinde de voi cât de mult dulce puteți mâncați și de câte ori vreți să învârtiți globul. Nu știu, eu cred că o să mai joc un pic cu globul, pentru că e foarte distractiv. Să vedem acum ce au votat și urmăritorii pe Instagram dintre gustările noastre cele două, ce ar prefera. Se pare că este egalitate aproape, are momentan 53% și Mentos 47%, așa că vom face un compromis și le vom mânca pe amândouă. Tu ce părere ai? E o idee bună? Da, o să încep eu. Prima am mâncat aceste Mentos fruit pentru că efectiv le ador. Băi, aș mânca un pachet din ăsta, așa, pe post de apă. Sunt foarte bune. O să plecăm și noi de la mare, mai ales că nu mai avem nici baterie la cameră și o să mergem să facem ceva prin oraș, vom pune un poll să vedem ce vreți voi să facem în seara asta și cu cine voi merge, poate lăsăm pe Andrei acasă, cine știe. Hai că lăsăm pe Andrei acasă. Bun, prieteni, am pus un poll pe Instagram să vedem ce facem în seara asta, dacă să mergem la restaurant sau la plimbare și majoritatea dintre voi ați votat să mergem la restaurant, se pare că aveți impresia că ne este foame, așa că vom merge la restaurant să mâncăm ceva. Apropo, vă place cum m-am îmbrăcat? Arăt foarte drăguț, nu-i așa? Da, cel mai drăguț. Și vreau să știți dacă am greșit ceva la machiajul meu sau ceva. Vreau să știți că e din vina lui Andrei, pentru că a făcut o prostie de vlog. O enervez pe mine de 12 ore. Și efectiv nu m-a lăsat să mă machiez cum trebuie.
Așa că dacă vreți să vedeți cum își bate joc de mine în ultimul hal, să uitați și la vlogul lui. Am ajuns la restaurant, pentru că așa ați dorit voi să mergeți la restaurant, aici cu prietena mea Maria Negoiță. Avem codițe la fel. Și... și cu iubitul ei, evident, care o filmează, dar ce contează, ce contează, sclavul ăla, da, nicio problemă. Și acum vreți să ne comandăm de mâncare, așa că o să pun un poll să vedem dacă mi-au o salată Caesar sau paste carbonara. Pe oricare ați alege-o, o să îmi placă oricum, pentru că amândouă îmi plac foarte mult. Din păcate, pentru dieta mea, lumea a votat să-mi iau paste, așa că am luat astăzi paste. Și mi-am luat o paste dacă te încălzește cu ceva. Deci mâine nu voi sta nici eu pe colac, să înțeleg. Asta e poftă minunată, cum ar spune un mare om gamioes. Bună seara, prieteni! După cum vedeți, sunt aici în camera mea roz, cu pereții roz. Eu am ales culoarea în cazul în casă, care... poți să-ți dai geaca jos. Nu, că mi-e frig. Dă-ți geaca jos, ești mi-e în casă. Trebuie să-mi fac o baie cu apă fierbinte. Nu știu, eu sunt o persoană extraordinară de friguroasă, adică... nu există moment în viața asta în care să nu-mi fie frig. În fine, cert este faptul că a fost o zi extraordinară în care voi ați luat decizii pentru mine și chiar m-am distrat. Poate o să mai facem asta în viitor, cine știe. Până una alta, sper că v-a plăcut foarte mult acest vlog. Dacă v-a plăcut, adică normal că v-a plăcut, logic, n-are cum să nu vă placă, trebuie neapărat să dați like la acest video și să-mi dați și subscribe și follow pe Instagram Ioana Sfinxul. De asemenea, pentru că-l urmăriți deja pe Patreon meu, Gami. Bună! Dacă nu o faceți, să o faceți, dar da. Bineînțeles că o faceți. Adică să o faceți. Cum să nu-l... bă... cum să ne urmăriți? Uitați-vă ce drăguț. Exact, exact, da. E bine, fraților, aici ia și final vlogul Ioanei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canalul lui și la canalul meu. Noi am fost Gamelturi de Ioana, ne vom vedea data viitoare. Pa!